să facă demersuri pentru preluarea permanentă a spațiilor de la școala 12. Da, există la MAP, există o... Deci mandatarea pentru pentru o face demersuri necesare pentru școală. Bine, sigur. Dacă doriți să faceți în... Chiar vă invit când vă spun lucrul acesta. E un succes al Consiliului Local, al primăriei, dacă doriți, dacă și al Consiliului Județean, un exemplu de bună practică, în care am reușit ca pentru elevii de la Colegiul Național Grigori Chica să obținem spații, hai să spunem, deocamdată decente, față de cele care, pe care le aveau în corpul 2 al clădirii Colegiului Național. E vorba de corpul de clădiri pe 3 decembrie. Și e vorba de spații de unde învață acum 600 de copii, inclusiv sala de sport pe care am inaugurat-o chiar zilele trecute și vă spun, copiii sunt foarte mulțumiți. Având în vedere că pe viitor nu vom avea bani să investim pentru a repara sau pentru a face un nou corp de clădiri pentru Colegiul Național de Politica, propun ca noi, Consiliul Local, să facem un proiect de hotărâre, unul pentru a prelungi această dare în folosință din acea zonă și pentru, să zic, pentru termen scurt, dar după aceea de preluare acestor clădiri, a tuturor clădirilor și a spațiilor de acolo, pentru că să putem investi bani și, și să dezvoltăm activitățile educaționale în zona Dorogoiului. Dacă vom reuși acel lucru și să știți că din momentul în care s-au preluat de acolo și la data actuală, acolo sunt lucruri chiar extraordinar de bine făcute. Și cred că Consiliul Local Dorogoi ar avea posibilitatea ca într-un termen, să zic un an, doi, să facă acolo chiar un loc propice pentru desfășurarea activităților de învățământ, pentru că sunt necesare lucrări de reabilitare și de sistematizarea spațiilor sau de recompartimentare a spațiilor, care nu le putem face numai improvizorat. Deci de asta este necesar, cum spunea și domnul consilier, să facem demersuri pentru preluarea acestor spații înapoi la posibilul.